și bine v-am regăsit! Sunt Raluca Săcuianu și vă invit să urmăriți jurnalul regional. Au vrut să scape de gândaci și au fost la un pas să-i piardă și pe elevi. S-a întâmplat la o școală din Gorj, unde procesul de dezinsecție a fost un eșec. Mai multe amănunte în jurnal. Până atunci, să vedem și alte titluri interesante ale ediției de astăzi. Corpul de control al Ministerului Educației a descins la o importantă universitate din Oltenia. Detalii la știri. Sute de locuințe din Târgu Jiu rămân fără apă. Cum s-a ajuns la această situație, vă spunem mai târziu. Evazioniștii din mai multe județe și persoane acuzate de spălare de bani au ajuns astăzi la audieri. Să scape de gândaci și au fost la un pas să-i piardă și pe elevi. S-a întâmplat în comuna gorjană Drăgotești, unde mai mulți școlari au ajuns la spital după ce unitatea de învățământ din localitate a fost supusă unui proces de dezinsecție. 4 elevi au fost transportați la spitalul din Turceni, după ce li s-a făcut rău în sala de clasă și au acuzat stări de vomă. Este vorba de elevi de școală primară, care au intrat la cursuri într-o sală de clasă în care fusese utilizat insecticid cu o zi înainte. Un singur elev a rămas internat în spitalul din Turceni, restul fiind trimis și acasă. Autoritățile din comuna Drăgotești au făcut dezinsecția în școala din localitate, însă personalul unității de învățământ nu a aerisit bine sălile de clasă. Toți cei 100 de elevi care se aflau la ore ieri dimineață au fost evacuați, iar clasele au fost aerisite. Inspectoratul școlar județean Gorj a trimis o echipă de control la fața locului pentru a stabili ce s-a întâmplat cu exactitate și dacă se impune aplicarea de sancțiuni pentru cei vinovați. 13 asociații de proprietari din Târgu Jiu vor fi debranșate în această săptămână de la sistemul de alimentare cu apă și canalizare. Motivul este acela că nu și-au plătit datoriile către APA Regio Gorj. Primele debranșări au fost făcute luni la asociațiile 9 ANL și 19 din zonele Lotrului, respectiv Unirii. Acestea au în administrare în total 48 de apartamente. De asemenea, ieri s-a oprit furnizarea apei la alte 3 asociații. Aici, cea mai veche datorie figurează din luna ianuarie, iar valoarea debitelor este de aproape 70.000 de lei. Astăzi au fost programate pentru debranșare alte 4 asociații, iar de mâine încă 4 nu vor mai avea apă la robinete. Evazioniști și persoane acuzate de spălare de bani au ajuns astăzi la audieri. Oamenii legii au descins la 10 de locuințe din toată țara, inclusiv în Dolj, Mehedinți și Vâlcea. Prejudiciul estimat este de 3 milioane de euro. Vizată a fost și autoproclamata președinta romilor, dar aceasta nu a fost găsită acasă. Douăzeci și patru de persoane au fost ridicate astăzi în urma perghezițiilor din București și alte 14 județe, printre care Dolj, Mehedinți și Vâlcea. Cei săltați demascați sunt suspectați de evaziune și spălare de bani într-un dosar cu un prejudiciu de 3 milioane de euro. Toți au ajuns la audieri la sediul parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți. Avem un mandat de percheziție la locuința dumneavoastră. Aveți bunuri care să nu vă aparțină, respectiv documente ale mai multor firme la locuință? Nu aveți? În Dolj a avut loc o singură percheziție. Din localitatea mehedințeană Strehaia, unde polițiștii au desfășurat 11 percheziții, a fost ridicată o singură persoană. Una dintre locațiile în care anchetatorii au desfășurat percheziții a fost domiciliul autoproclamatei președinta romilor din Strehaia, Stella Mihai, vizată în dosarul cu un prejudiciu de 3 milioane de euro. Aceasta nu a fost însă găsită acasă. Hai. Alte județe în care au avut loc descinderi sunt Iași, Giurgiu, Bihor, Prahova, Dâmbovița, Argeș, Vrancea, Buzău, Ilfov, Ialomița și Galați. În total, anchetatorii au făcut 54 de percheziții. Surse din rândul anchetatorilor au avut 30 de mandate de aducere, iar 6 dintre cei vizați în dosar nu au fost găsiți la domiciliile lor. Corpul de control al Ministerului Educației a început ieri verificări în mai multe universități din țară, unde există suspiciuni că studenții ar fi dat mită pentru a promova examenul de licență. În vizorul inspectorilor din Ministerul Educației a intrat și Universitatea Constantin Brâncuș din Târgu Jiu. Aceasta se află în centrul unei anchete a parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. În urmă cu o săptămână, procurorii au făcut percheziții în Târgu Jiu și în București, în urma unei sesizări conform căreia un profesor universitar ar fi luat mită pentru a le oferi studenților
propriilor lucrări de licență gata făcute. Audierile au avut loc la sediul parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj. Profesorul universitar audiat de către procurori este Monica Bâcă, decanul Facultății de Educație Fizică și Sport. Bâcă a respins orice acuzație de mită și a spus că un student a fost nemulțumit de faptul că nu a promovat licența. Toate autobuzele și microbuzele firmelor de transport persoane din județul Vâlcea vor fi oprite în trafic de polițiștii rutieri până la data de 12 octombrie. Vor fi controlate vehiculele care efectuează curse județene și interjudețene, dar și autovehiculele destinate transportului de marfă. Acțiunea este inclusă în planul de operațiuni al organizațiilor poliților rutiere din Europa și se va desfășura pe întreaga rețea de drumuri naționale și județene din Vâlcea. Scopul este menținerea unui climat de legalitate, siguranță și confort în cazul transportului rutier public de persoane. Polițiștii vor urmări inclusiv dacă se respectă capacitatea de transport și graficele de circulație. Vi s-a întâmplat să cumpărați un vin bun și acasă să vă dați seama că ați fost păcălit? Multe magazine, de la cele de cartier la supermarketuri, vând vinuri frumos ambalate, dar contrafăcute. În acest an, reprezentanții Direcției Agricole Dolj au aplicat amenzi de peste 240.000 de lei comercianților găsiți în neregulă în acest sens. Oltenii l-ar păcăli și pe Bacus dacă ar putea. Numai de Paște, specialiștii de la Direcția Agricole Dolj au confiscat sute de sticle cu vin contrafăcut. Cele mai multe sunt aduse din țara vecină, Bulgaria. Sunt comercianți care își învață lecția, dar sunt și persoane care, chiar dacă au primit amendă, vând în continuare produse de o calitate îndoielnică. De la începutul anului acesta, în Dolj au fost amendați 6 comercianți, cu amenzi până la 246.000 de lei și am avut și un caz în care i s-a făcut și dosar penal. De ce i s-a făcut dosar penal? Am avut o societate care a adus vin din Bulgaria, este distribuitor direct și nu a fost la prima abatere. Deci la prima abatere îi se dă o amendă minimă de 40.000 de lei, la a doua abatere, pentru că persistă în greșeală, îi se dă o amendă mai mare de 60.000 de lei și se întocmește dosar penal. Dacă nu sunteți specialiști, nu vă puteți da seama dacă vinul este sau nu contrafăcut până nu deschideți sticla. Sunt însă lucruri după care vă puteți ghida. În cazul în care este opalescent sau prezintă depuneri, să evite acel produs și, dacă are spirit civic, chiar să anunțe personalul care comercializează produsele respective, ori inspecția de stat vitivinicolo din cadrul Direcției Agricole. Mai este alt reper, prețul. În general, vinurile foarte ieftine, e clar că e ceva în neregulă cu ele. Și practica, experiența a demonstrat, în urma prelevării probelor și analizelor efectuate la laboratoarele autorizate ale Ministerului Agriculturii, că aceste vinuri aveau anumite probleme, fie legate de compoziția fizico-chimică, fie s-a făcut adaos de apă sau de alcool de origine neviticolă. Vinurile contrafăcute pot conține și substanțe nocive. Se folosesc arome sintetice și mai ales coloranți sintetici utilizați în țesături. Reprezentanții Direcției Agricole Dolj spun însă că în ultima perioadă numărul comercianților care vând vinuri contrafăcute a scăzut în județul nostru. 20 de autoturisme de epocă vor fi expuse sâmbătă în scoarul Mircea cel Bătrân din Râmnicu Vâlcea. Se va întâmpla în cadrul primei ediții a expoziției de vehicule istorice Retroparada Toamnei. La eveniment și-au anunțat participarea mai mulți proprietari de mașini fabricate în anii 1938-1982. Vedeta expoziției va fi o colecție de 5 BMW-uri ursuleți deosebite. Retroparada Toamnei este organizată de Retromobil Club România și se va derula între orele 9-12. Bătrânele doamne vor fi plimbate prin oraș pentru a putea fi văzute de cetățeni și se vor îndrepta apoi către Călimănești. Retroparada Toamnei se desfășoară simultan în 20 de orașe din țară. Vă prezentăm în continuare informațiile meteorologice. Vreme închisă și ploioasă în cea mai mare parte din Oltenia. La noapte, temperaturile se vor situa în general între 9 și 10 grade. Doar la Drobeta, Turnul Severin, mercurul din termometre va urca până la 11 grade Celsius. Cerul va fi noros și sunt șanse să plouă, în special în partea de vest a regiunii.
Mâine vor fi ferite de ploi județele Olt și Vâlcea. În restul teritoriului vom avea parte de precipitații, dar neînsemnate cantitativ. La orele amiezii se vor înregistra 17 grade la Drobeta, 18 grade la Slatina, 19 grade la Caracal, Filiaș, Târgu Jiu, Cetate și Craiova, iar la Drăgășani și Calafat vom avea 20 de grade Celsius. Jurnalul regional se încheie aici. Sunt Raluca Săcuianu, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă invit să urmăriți în continuare programele Alege TV. O seară frumoasă vă doresc!